Pauza s-a încheiat. Aventurile cât casa continuă. Tu nu tienes? Nu tienes? No, no. Păi de ce vii după noi atunci? Păi no, dovere adentro? Păi dovere adentro? No, păi zi, de mătăria. Por favor! No. Și am zis, ba da, tu ești neurmărit. Te-am văzut la începutul străzii. Băi, și am stat pe săracul om. Nu e zada de... Aici nu e el. Păi dover, por favor. Nu e el. Tu ești, te știu, tu ești. Nu știu ce avea Alexa cu acest om. Aici nu e el. Că logic că nu e el. Că ce crezi că e misiunea? Să-l bați pe om, să-i fur pantoful? 28. 1, 2, 3, 4. Ne mai trebuie încă 4 calcule care sunt doar cu plus și cu minus. Ok, hai. E ok. Astea le știm. Că am scăpat de mulțiri și împărțiri. 7 ori 3. Cât e 7? 7 plus... E bine, 3912. Plus câte baloane care ăsta? 6, da? Deci 3920. 12 cu 6, 18, ai mă zi. Am urât matematica, am urât-o, m-am transferat de la profil real la uman pentru că am urât tot ce ține de matematică. Încercăm? Hai. Te simți încrezătoare? Nu aveam altă soluție, singura pe care o avem în momentul ăsta, o încercăm să vedem dacă merge. Cum se numește locul unde cresc cei mai înalți palmieri din lume? Baie de Cocora! Era atât de bine întipărită în mintea noastră pentru că a fost un loc spectaculos unde ne aștepta atunci Irina cu palmierii aia imensi în spatele ei, Baie de Cocora. Yes! Pentru a afla următoarea întrebare, mergeți la Feria de Matadores. Căutați o cană de mate din lemn cu un mesaj în limba română. Acela este indiciu. Hai, mâncați-aș matematica vieții tale. Bă, frate! Măcar dacă era ceva din să-l văd pe el în pantof. Hola, hola. ¿Qué tienes? Un número adentro. Adentro. Adentro de tus zapatillos. Muéstrame. ¿Tienes el número? Te rog, ai, poți totuși să ne arăți pantofii tăi? Nu. 68. 68? Poate ăsta e modelul pantofului. E el otro? El otro. Ah, tu ești! Por qué lo dices? Dă-te naiba! Mamă, tu erai, frate. Deci eram, nu, n-ai cum. 12. 60 și 8. Ok. Gracias! Și pe cine vedem? Pe Ionuț și George. Mamă, de când i-am mai văzut pe Ionuț și George, eram gen wow! Cum se numea unul dintre cele mai importante grupuri etnice din Ecuador, a cărui limbă am învățat-o la școala primară din Peguce? Quichua. Și a fost corect. Doamne ajută, trecem la următoarea misiune. Continuați cursa către Plața del Congreso și căutați o persoană care plimbă un grup de câini. Hai! Plața de Congreso? Da. Mamă, donde fue? Donde fue? Dă-te naiba! Doamne ferește! No, că l-am oprit! Estamos en un reality show de România. Ne puedes ayudar, por favor, con tu carro para Feria de Mataderos? Sí? Dale? Aquí atrás? Oh, ce bine! Urcăm, era un malder de haine acolo. În saci. Am aruncat rucsacii și pe noi peste hainele alea și să plecăm mai repede. E o zi frumoasă, e cald, e frumos, e bine, hai, ne câștigăm azi, câștigăm azi. Avem aici Sfânta Protectoare Argentinei, suntem binecuvântate astăzi, m-a rugat. Hola! Tu ești con Uber? Tu mi-ai zis, nu. Avea clienți în spate. Ari, mi-a zis, nu opri, că sunt prea mulți mașini. Tenemos que llegar a la Plaza del Congreso, crezi că puede llegar, no? Ok, yo lo mando? Sí. Sí, por favor, ¿Y puedo? Pero no tenemos dinero, nada, ¿sí? Okay, vamos contigo, ¿ok? ¿Dónde? Ok, gracias. A tres cuadras. En pausa, distracția continuă, alături de Casa Pariurilor.